Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 16 în pădurea Zamca din municipiul Suceava, în apropiere de accesul dinspre strada Mihail Sadoveanu. Autoritățile au fost sesizate prin 112 cu privire la faptul că un adolescent ar fi suferit leziuni corporale după ce a căzut de pe o bicicletă. Pentru că persoana care a apelat 112 nu a știut să explice unde s-a produs accidentul, victima a fost transportată cu mașina în parcarea unui magazin, de unde a fost preluată de un echipaj smurt. În urma investigațiilor s-a stabilit că victima este un minor de 15 ani, cetățean ucrainean. Copilul a căzut de pe o bicicletă în timp ce cobora o pantă dinspre pădurea Zamca, în apropiere de strada Mihail Sadoveanu, într-o zonă în care sunt amenajate mai multe trambuline. Victima a fost transportată la unitatea de primire urgenți, dar leziunile suferite au fost foarte grave, iar medicii au pronunțat decesul după mai puțin de două ore. Un localnic de pe strada Mihail Sadoveanu povestește că în acea zonă s-au produs până acum alte două accidente grave și că a sesizat în scris autoritățile să dispună măsuri pentru protejarea copiilor care vor să facă sporturi extreme. Ceea ce am solicitat primăriei, municipiul Suceava, a cărui, a cărui zonă este acum în administrare, pădurea Parc Zamca, trebuia să facă o informare, Trebuia să aibă săptămânal echipe da, în, această, în această zonă. Dom'le, previi! Asta facem, trebuie să prevenim. Copiii într-adevăr au adrenalină, vor distracție, vor să iasă, nu le spune nimeni nu. Dar, dragii mei părinți, Așa ceva nu. Educați-vă copiii, spuneți-le că este foarte gravă problema. S-a întâmplat. Încă o dată, nu e primul caz, este al treilea caz. Din fericire, primele două cazuri a fost doar cu schilodire. Acest caz a dus la deces. Din păcate, și mai atrag atenția încă o dată, spun, faceți normalitate, puneți la fiecare intrare. Mihail Sadoveanu, zona Zamca, zona Cernăuți, faceți pancarte când spuneți poate să ucidă astfel de amplasamente, dar făcute pentru adrenalină. Haideți să prevenim, haideți să nu se mai întâmple acest lucru. Lăsați tinerii să vină în natură, vă așteptăm, dar nu mai faceți pe aventurieri. Polițiștii au întocmit un dosar penal și fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.